Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și această săptămână am decis ca în fiecare dimineață să prezint un scurt tutorial, mai ales pentru doamnele începătoare, așa cum am început de ieri cu inimioara croșetată. Am decis ca astăzi dimineață să lucrăm un coșuleț. Fie îl putem lucra ca acesta cu tortiță, fie fără tortiță. Îl putem folosi acest tip de coșuleț, fie pentru a pune înăuntru un trandafir, un mic buchețel de floricele, care poate fi făcut cadou pentru Sfântul Valentin, fie ca un mic cadou pentru Paște, în care în acest coșuleț putem pune un ou croșetat, ouă decorate, oricum, ceva frumos, ceva folositor, ceva care să atragă atenția, pentru a face o mică surpriză cuiva drag. Fiind prezentate acestea, eu vă voi prezenta materialele din care vom lucra. Pentru coșulețul alb am folosit firul Bravo și cu firul Bravo voi lucra și astăzi dimineață. Pentru coșulețul roz am folosit filatul acrilic, care este mult mai gros. Voi lucra cu croșetul numărul 3 și jumătate, după cum vedeți, și vom avea nevoie de, dacă facem tortiță, de acul cu gaură mare, acul pentru cusut lână, și apoi vom avea nevoie de foarfece, de un fir despărțitor sau ceea ce folosiți dumneavoastră pentru a separa rândurile. Eu propun să începem, pentru că chiar dacă este un proiect micuț, necesită un pic de timp, nu chiar foarte mult. Voi începe în cercul magic prin a lucra 6 piciorușe scurte. Deci, începem ca de obicei cu cercul magic. Avem 1, 2, 3, 4, 5, și al șaselea. În acest moment vom închide cercul magic cu piciorușa alunecat și apoi, în corespondența fiecărui punct, vom dubla. Deci, la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Deci avem deja 12 piciorușe scurte. Acum vom pune firul despărțitor și vom începe să înmulțim. În funcție de cât de mare dorim să fie coșulețul nostru,
cu atât vom face baza coșulețului mai mare. Acum eu voi lucra un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Deci în următorul ochi voi înmulți. Vom lucra astfel pe parcursul întregului rând, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Veți vedea că este foarte ușor de realizat, chiar dacă pare complicat. Așa cum spuneam, eu fac foarte mult referire în această săptămână la doamnele nou începătoare. Așa cum spuneam, întotdeauna nimeni nu se naște învățat. Fiecare învățăm, fiecare avem această pasiune a lucrului de mână și, așa cum vă spuneam, este mult mai dificil să lucrăm după anumite schițe. Un tutorial este mult mai bine venit. Deci am încheiat acest rând cu un ochi lucrat în mod normal, iar în următorul am înmulțit și am terminat cu 18 piciorușe scurte. Acum acest rând voi lucra 2 piciorușe scurte, iar în al treilea voi înmulți din nou 2 piciorușe scurte, în al treilea voi înmulți. Voi continua astfel pe parcursul întregului rând, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 24 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am încheiat rândul după ce am lucrat 2 piciorușe scurte urmate de o mulțire. Am obținut un număr de 24 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 3 piciorușe scurte, urmate de o mulțire, vom continua din nou cu 3 piciorușe scurte, urmate de o mulțire, iar la capătul rândului vom avea un număr de 30 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Acum, așa cum vă spuneam, dacă doriți ca coșulețul dumneavoastră să fie micuț ca acesta, ne oprim cu mulțirile aici. Dacă doriți să-l faceți mai mare, în funcție de ceea ce veți pune înăuntru, puteți continua cu înmulțirile. Deci puteți înmulți următorul rând, faceți 4 piciorușe scurte, în al cincilea o înmulțire și continuați în felul acesta. Eu mă voi opri aici pentru că îl voi face coșulețul alb. De moment ce am obținut aceste 30 de piciorușe scurte, nu vom mai avea nevoie de firul despărțitor și vom începe să lucrăm. În felul următor, voi lua odată firul pe croșet, acesta îl voi ține aici și voi intra în primul picioruș scurt și voi lucra un picioruș dublu. Însă nu îl voi închide, voi ține firul aici pe croșet. Voi lua din nou firul, voi lucra al doilea picioruș dublu. Voi lua firul, voi lucra al treilea picioruș dublu. Toate le voi ține aici. Voi continua cu al patrulea picioruș dublu, iar acum voi face cel de-al cincilea.
sfințirea piciorul dublu, iar acum le voi închide pe toate împreună, în felul acesta. Apoi voi continua, voi lua firul odată pe croșet, voi sări un ochi de bază și voi intra în următorul și voi repeta aceeași operațiune. Deci, în corespondența acestui punct, voi face din nou 5 piciorușe duble, pe care apoi le voi închide împreună. Acesta este punctul puf. Deci am obținut cele 5 piciorușe, voi închide totul, voi lua firul din nou pe croșet, voi sări din nou un ochi de bază și voi intra în următorul și voi repeta aceleași 2, 3, 4 și al 5-lea picioruș dublu, iar acum le voi închide pe toate împreună. Vedeți, deja a început să se formeze modelul. Voi continua astfel pe întregul parcursului rând. Nu uitați, întotdeauna vom sări un ochi de bază, vom intra în cel de-al doilea și vom lucra aceste 5 piciorușe duble. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând pentru a continua lucrul, pentru a continua coșulețul. Voi face acest picioruș, acest punct, așa, le închidem împreună și continuăm. Ne vom întâlni la capătul rândului. Am ajuns, să spunem așa, la capătul rândului. După cum vedeți, aici ne-au rămas exact 3 piciorușe libere. Deci vom lucra ultimul punct puf pentru a închide acest rând. Și avem 1, 2, 3, 4 al 5-lea picioruș dublu le vom închide împreună și apoi vom uni, după cum vedeți, aici unde am închis primul punct pe care l-am făcut la începutul acestui rând. Vom închide cu ochi alunecat, vom prinde din nou firul pe croșet, ne vom deplasa către mijlocul acestor două puncte cu fir alunecat, voi ține firul pe croșet și voi lucra, deci, între aceste două puncte din rândul abia terminat, voi lucra din nou același număr de 5 piciorușe duble. Scuzați un pic, mi s-a încălțit firul aici, nu știu din ce motiv. Așa. Deci avem 1, 2, 3, 4 al 5-lea le vom închide, luăm firul pe croșet și vom intra în următorul spațiu dintre cele două puncte puf din rândul anterior.
vom face din nou aceleași cinci punți, piciorușe. Așa, acum am descoperit de ce s-a încurcat firul. Deci avem 2, 3, 4, de-al cincilea picioruș dublu și le voi închide din nou împreună, exact în același mod în care am procedat în rândul anterior. Acum vom lucra tot de jur împrejur aceste puncte. Deci nu uitați, vom lua firul pe croșet, vom intra între cele două puncte puf din rândul anterior, între, așa, și vom lucra piciorușele duble în număr de 5. Vom închide și continuăm să lucrăm. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns din nou aproape la sfârșitul acestui al doilea rând și voi lucra ultimul punct puf din acest al doilea rând în același mod. Voi lucra 5 piciorușe duble, care apoi le voi închide împreună, 3, 4 și al 5-lea. Acum le voi închide împreună și voi termina rândul din nou ca și celălalt, primul rând, închizând aici în punctul unde am închis primul punct de la începutul rândului. Vedeți? Felul acesta cu fir alunecat. Apoi, dacă dorim să-l facem un pic mai înalt, vom face și cel de-al treilea rând. Haideți să-l facem mai înalt astăzi dimineață. Așa. Din nou, cu fir alunecat, mă voi deplasa către mijlocul celor două puncte puf din rândul anterior. Voi prinde firul pe croșet, voi lua odată firul și vom lucra exact ca în celelalte două rânduri, un număr de 5 piciorușe duble, pe care apoi le vom închide împreună. Eu sper foarte mult că reușiți să vedeți și să înțelegeți ceea ce lucrez. Le voi închide și mă voi deplasa către următorul spațiu dintre cele două puncte din rândul anterior. 2, 3, 4, 4, acum voi lucra cel de-al cincilea picioruș și voi închide din nou împreună și vom continua astfel pe întreg parcursul rândului. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Iată, ne ajuns și aproape la capătul acestui al treilea rând. Voi lucra ultimul punct, 1, 2, 3, 4, al cincilea picioruș dublu,
le voi închide împreună. Și apoi voi încheia rândul exact ca în rândurile anterioare, închizând aici unde am lucrat primul punct puf de la capătul rândului. Acum, așa cum vă spuneam, dacă doriți să rămân simplu, puteți tăia firul și puteți ascunde capătul firului. Dacă doriți, faceți și tortiță, așa ca la coșulețul alb pe care vi l-am prezentat. Vom continua. Deci, după ce am închis aici rândul, voi intra în piciorușul aici și voi face un picioruș scurt, două, trei, al patrulea. Deci am făcut un număr de patru piciorușe scurte. Acum voi face un ochi de lanț. Voi întoarce lucrul și voi lucra în corespondența fiecărui picioruș scurt un alt picioruș scurt. 2, al treilea și cel de-al patrulea picioruș scurt. Acum voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrul și din nou voi lucra în corespondența fiecărui picioruș scurt din rândul anterior, voi lucra un nou picioruș scurt. Deci voi avea un număr de 4 piciorușe scurte. Așa, un pic, scuzați că... Din nou un picioruș scurt, întoarcem lucru și continuăm astfel. La coșulețul pe care l-ați văzut în prezentare, eu am făcut tortița lungă de 10 cm. Vă puteți ajuta cu rigla a măsura în funcție de ceea ce vreți să puneți în interiorul acestui coșuleț. Dacă vreți să puneți un trandafir, o floare lucrată de dumneavoastră, bineînțeles, vom face tortița mult mai lungă. Dar, așa cum vă spuneam, vom păstra această linie, patru piciorușe scurte, la sfârșitul rândului un ochi de lanț. Vom întoarce lucrul, așa cum vedeți că lucrez eu, așa, voi face ochi de lanț și în corespondența fiecărui picioruș, voi face un altul. În felul acesta vom continua. Eu voi continua să lucrez și dumneavoastră la fel și ne vom întâlni când voi termina tortița pentru a închide lucrul și vă voi spune, vă voi arăta exact câți centimetri are tortița mea, câți centimetri lungime. În felul acesta noi ne întâlnim la sfârșitul acestei părți. Deci am lucrat tortița coșulețului, patru piciorușe scurte, am mers înainte înapoi și am obținut o tortiță cu înălțime, să vedem aici, deci o lungime, scuzați, nu o înălțime, de 16 cm. Așa, eu mă voi opri aici.
pentru că în interior veți vedea imediat ceea ce voi pune. Voi tăia firul. Voi închide lucrul. Așa. Apoi cu acul pentru lână, vedeți, are gaură foarte mare, voi coase tortița coșulețului. Am pus ața în ac, după cum vedeți, voi fixa să fie în direcția corectă, să nu pun strâmb tortița și voi începe să cos. Deci voi prinde un rând din coșuleț, un ochi din coșuleț, scuzați, iar apoi mă voi întoarce în ochiul de la tortiță. Și în felul acesta, deci voi coase tortița. Repet cuvintele de foarte multe ori, vă rog să mă scuzați. Vreau să fac în modul în care să explic totul corect, așa cum spuneam, pentru doamnele care sunt nou începătoare, care doresc să realizeze ceva frumos, care doresc să învețe ceva nou, pentru că și eu învăț în continuu. În continuu învăț lucruri noi, pentru că altfel, dacă nu învățăm, nu putem face pași înainte. Deci voi ascunde firul aici, după ce am terminat de cusut. În felul acesta. Așa. Voi tăia firul. Bucățile de ață care ne rămân întotdeauna le strângem, pentru că vom avea nevoie de ele pentru jucăriile noastre. Uitați-vă, rezultatul este acesta. Vom ascunde și firul de pe fundul coșulețului, îl întorc așa, fără nicio jenă, fără nicio problemă, că nu-i face rău și nici nu se supără. Așa, și fără rușine, îl întorc pe dos. Și cum voi ascunde firul, în felul acesta, cu croșetul, dumneavoastră, dacă doriți, puteți să-l coaseți. Îi dăm un pic de stabilitate, îl scurtăm. Vom întoarce coșulețul din nou, așa, în felul acesta. După cum vedeți, deja are un aspect foarte frumos. Acum eu, pentru că, așa cum spuneam la început, aminteam de Sfântul Valentin, în interiorul acestui coșuleț voi pune acest trandafir pe care l-am lucrat în pamblică. Următorul tutorial va fi pentru modul în care executăm acest trandafir pentru doamnele care doresc să învețe. Și deci, așa cum vă spuneam, în interiorul acestui coșuleț voi pune trandafirul în felul acesta și uitați-vă ce frumusețe am obținut. Cel puțin mie mi se pare foarte frumos. Acum las la atitudinea dumneavoastră. Bineînțeles, trandafirul, dacă dorim, îl putem pune și în felul acesta, îi putem pune câteva frunzulițe și în față, dar la trandafir vom lucra mâine dimineață în noul tutorial pe care îl voi lucra pentru dumneavoastră. Deci aceasta este ceea ce am realizat astăzi, aceasta este ceea ce am vrut să vă arăt.
Sunt Tatiana Andrieș, vă doresc o zi de marți frumoasă, o zi în care să aveți parte de multă sănătate, de bucurii, de realizări. Cine vede din întâmplare aceste tutoriale, vă rog foarte mult să vă înscrieți pe canalul de YouTube Tatiana Andrieș. Acolo veți găsi mai multe tutoriale, așa cum menționez întotdeauna, înscrierea și vizionarea tutorialelor este gratuită, vor urma noutăți, așa cum vă spuneam, această săptămână mă voi ocupa doar pentru doamnele începătoare, vor fi tot tipul de lucrări interesante, spun eu. Și de aceea vă rog să dați un like, să dați share, să distribuiți lucrările mele dacă vă plac și să lăsați comentarii la tutorialele pe care le prezint. În felul acesta mă ajutați să mențin acest canal pe YouTube și împreună să învățăm lucruri noi. Vă mulțumesc din nou pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă, sunt Tatiana Andrieș și ne revedem cât mai curând. La revedere!